Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Scandal și indignare în Italia, unde un pizzaiolo faimos a lansat o pizza cu oroare ananas. Serios? Visul lui Luca. A avut curaj în Italia? Este un pizzaiolo faimos, Gino Sorbillo, un creator de pizza care a început în Napoli pe așa numita Via delle Pizze. Are acum 21 de restaurante în toată lumea, e foarte creativ. Înțeleg că pizzeria asta a lui din Napoli e și în ghidul Michelin. Neapole, de fapt, în limba română ar fi. Neapole, nu? Napoli italienește. Okay. Recent, dânsul a lansat pizza cu ananas, cum spuneam, pe care mulți italieni o privesc cu oroare, ca fiind o oroare și o abatere impardonabilă de la tradiție, dar Gino spune că rețetele evoluează și că trebuie să avem mintea deschisă, să avem curiozitate în privința mâncării, să încercăm mereu lucruri noi. Și, dar nu e o pizza cu ananas oarecare, adică nu e pui sos de roșii, ananas și ai vândut-o. Nu, fii atent aici, ce are pizza lui cu ananas. Ananasul lui Gino este copt separat și apoi răcit. Deci se taie felii rotunde frumos așa, îl coace, după care îl scoate, îl lasă să răcească și după aia pe blatul de pizza... Și după cum am văzut din poză, iartă-mă, există posibilitatea mică să fie din compot. Ceea ce e un bonus. Da. Eu pe ăla-l prefer. Deși dacă iei ananasul crud și îl coci, se caramelizează și se accentuează gustul dulce. Dar nu e așa dulce, e mai degrabă acrișor ananasul în stare naturală, dacă nu e compotat. Dacă îl iei bine copt, așa frumos. El vrea zahăr în el, mă, n-ai înțeles. Asta zic. Se gătește de gătit în mâncărurile cu ananas, se folosește foarte bine la frigărui. Da. Ananas. Ananasul nu e... Din compot. Eu l-aș trece la legumă urgent. Alături de roșie. La mine, paranteză, este o situație oarecum de disperare, pentru că eu de la începutul anului fac ceea ce se cheamă postit intermitent ăsta. Adică mănânc după masa pe la 5-6 și nu mai fasting, mănânc. Că lumea nu mai înțelege românești. Da. Până la 12, 1 a doua zi. Da. Și a început să lucreze bine de tot de câteva zile și nu văd decât mâncare în jur. Și la tine mă uit, ești rotunjor... Grăsus, nu știu cum faci. Mă ia cu leșin curând. Deci pe blatul de pizza nu pune sos de roșii, Gino, pentru că spune că e suficientă aciditatea ananasului, nu mai nevoiești de cea a roșilor. Ceea ce mi se pare foarte corect. Da. Deci este blat alb, cum ar veni. După care pune ananas copt, brânză provolone afumată, da, ulei extra virgin de măsline și niște frunze proaspete de busuioc și de la cuptor așa. Și când scoate pizza, adaugă pe deasupra fulgi de brânză afumată, cacio ricotta. Ok. De două tipuri. Una de capră, capră din Sardinia, alta de bivoliță, din zona napolitană. Au mămică. Care îi merge capul, nu? E clară și da. Și pizza lui cu ananas a devenit știre la televiziunea națională. Gino spune că a primit insulte și amenințări de la logic compatrioți. De acord. Dar nu se lasă impresionat. Ca și cum ai pune ananas în ciorba noastră de burtă. Sincer, acum. Nu ananas, dar am putea să încercăm și noi tot felul de... De ce? Experimente și cu ciorbele și cu salata. Da, bef. Pune niște lămâie pe mici. Uite, cum de exemplu cu zacusca. Zacusca a suferit în ultimii ani, nu? Fel de fel de inovații. Zacuscă de pește. Asta. Da. Cine ar fi crezut? S-a pus pește în zacuscă. Îți dai seama, prima oară oamenii probabil au amenințat în cadrul restrâns. Am văzut ieri o rețetă cu rondele de macrou și un sos de roșii și ardei copți la cuptor. Ceva de speriat. Macrou e foarte bun. Da, îmi dau lacrimile. Deci am plâng în fiecare la zi. La ce oră ești din... La 1. La 1? Da. Și câte ore ții fasting, câte mănânci? Cum câte mănânc? Câte ore ai voie, cât e fereastra de oportunitate spre a mânca? Păi, în principiu, 16 ore între două mese. Deci dacă mănânc asta zic la 6 seara, ar trebui să pot să mănânc la 10. Dar am treabă și mai devreme de 1 nu mănânc. Se lungește adesea. Ok. Și tu, pe urmă, de la 1 la 7, 19, timp de 8 ore, poți să mănânci cât vrei tu, nu? Da, nu mănânc. Cum ar veni? În două mese, da. Și mănânc mai puțin tel așa. Ce-mi poți trecuri și două gustări? Nu mai beau. Era și un bețiv notoriu. Nu, dar beau un par de vin în fiecare zi. Ăla nu-i băut, mă, ăla e medicament. Aici sunt îngrijorat că medicul cardiolog mi-a zis că să beau un par de vin roșu în fiecare zi. Da, aici sunt îngrijorat că, uite, contrazic medicul. Păi, mai taie vinul, am văzut că Ionela o face. Am tăiat, mă, n-auzi? Asta zic. Gata, sunt pe sec. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.